Bine v-am regăsit, dragii noștri, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul acestei frumoase campanii dedicată femeii, campania de pe site-ul editurii Herald, de vorbă cu femeia din tine. Ce înseamnă cu adevărat să fii femeie, în ce constă feminitatea, cum te raportezi la rolurile de femeie și cum le integrezi în viața ta din punct de vedere socioprofesional și din punct de vedere personal, privat. Vom încerca să găsim răspunsuri la aceste întrebări alături de invitații noștri și de materialele pe care le realizăm pentru dumneavoastră, dragi cititori, pe pagina oficială de Facebook a editurii, dar și pe canalul de YouTube. Astăzi este din nou, aș putea să spun, alături de noi, Olimpia Mioara Mireștean, practicant șamanism și de asemenea inițiatoarea unor ateliere, cercuri de feminitate. O puteți găsi și pe pagina de Facebook, ritualurile Olimpia Mioara Mireștean. Cred că am zis bine. Dacă mai sunt completări, Olimpia le poți face fără probleme, pentru ca doamnele care sunt interesate de aceste ateliere, cercuri de feminitate pe care tu le organizezi să te poată găsi. De vorbă cu femeia din tine, astăzi ne-am gândit să venim înaintea dumneavoastră cu o carte care face parte din această campanie. Este vorba despre Femeia șaman, istorie, mitologie și șamanism modern, de Octavian Simu, o carte publicată în colecția Șamanism a editurii Herald și care face parte din această frumoasă campanie despre care vă vorbeam puțin mai devreme, de vorbă cu femeia din tine. Cumva vom face o scurtă, dar sper concisă, incursiune, călătorie spirituală în istoria omenirii, în istoria umanității, pornind de la primul șaman, da? Femeia șaman, și de la faptul că și în aceste cercuri pe care tu le organizezi, cumva faci un lucru să devină posibil. Și anume fiecare femeie să fie conștientă de propria sa feminitate, de propriile sale nevoi și dorințe care se vor împlinite, realizate, și de tot ceea ce înseamnă a fi cu adevărat femeie. Așadar, iată, astăzi vorbim despre femeie din perspectivă șamanică, folosindu-ne de această frumoasă carte a domnului profesor Octavian Simu, Femeia șaman. Mulțumesc pentru introducere. Într-adevăr, femeia șaman, cred că este primul arhetip feminin, prima zeiță, prima femeie vindecătoare. Iar cartea aceasta chiar face o incursiune în istoria femeilor și în istoria femeilor șaman. Și de fapt toate zeițele care sunt prezente în mitologie pot să fie denumite și femei șaman, pentru că femeia șaman transformă, transcede timpul, transcede spațiul, intră dincolo de ceea ce suntem acum și aici, și pătrunde în tenebre sau pătrunde în lumină și leagă niște fire acolo unde sunt desfăcute, le vindecă, le pune, e o tămăduitoare a timpului, o călătoare în alte lumi pentru a-ți aduce înapoi ceea ce ai pierdut cândva sau ceea ce niciodată n-ai știut că e al tău. Aceasta este o recuperare de suflet, de exemplu. Cea care merge pe o linie de femei și desprinde sau vindecă cu ajutorul unui cerc de femei sau a femeilor care vor să fie prezente la acel ritual sau la acea ceremonie, pântecul unei femei de acum, pântecul unei fetițe, pântecul unei bătrâne, chemând întregul șir de femei vindecători din neam, pentru că există, și i-aș invita pe oameni să nu fie sceptici când aud despre o femeie șaman. Este cunoscută la noi ca tămăduitoarea, ca baba care făcea leacuri. Există la noi. Ea știa dacă pe cineva îl dorea o parte a corpului. Nu se numeau, se solomonari numeau vrace, erau bărbații. Da? Bărbații, da. Deci erau solomonari. Da, da, da.
Dar aceste femei existau peste tot și nu erau vrăjitoare, ci ele pur și simplu știau acele taine ale naturii care puteau fi aplicate și cu succes și foarte blânde pentru corpul uman. Ele știau de ce au nevoie femeile, știau că dincolo de ceea ce se vede este lumea emoțiilor, este lumea spiritelor, este lumea elementalilor din natură. Și știau cum să vorbească cu ele, știau cum să culeagă plantele, știau cum să le combină între ele, știau că dacă plantele stau împreună un timp, ele încep să își dezvolte acele calități împreună și devin mult mai puternice atunci când sunt folosite în anumite ceaiuri, în anumite cure pe care oamenii veneau la ele să le vindece. Cam așa poate să fie văzută femeia șaman și ca tămăduitoare. Femeia șaman poate să fie văzută și ca cea care călătorește în viitor și aduce mesajele, dar asta nu l-aduce neapărat, nu e o clar viziune, o clar văzătoare, ci este cea care creează visul și l-aduce în prezent. O călătorie în viitor este să-ți aduci prezentul în prezent ceea ce este, ce ai tu mai bun, ceea ce ți se poate ca destin să ți se împlinească în acel moment, în cel mai bun și cel mai înalt nivel al tău de evoluție, pe care tu poți să-l refuzi ca și trăitor pe acest pământ sau poți din contră să te bucuri de el. Depinde de fiecare dintre noi, acest liber arbitru rămâne. Este fascinant ce poate să facă o femeie șaman într-un cerc de femei sau o practicantă a șamanismului. Eu mai degrabă sunt o practicantă a șamanismului. Sunt inițiată în șamanism de mulți ani și tot mă consider o practicantă pentru că sunt atâtea lucruri pe care le descoper despre mine, despre magia cercului de femei, despre magia pântecului unei femei, cum vindecă ea generații întregi, cum vindecă mama generații întregi, fără ca mama ei să mai fie prezentă vindecând viitoarele generații care se nasc în apă. Asta le fac femeile șaman sau practicante șamanismului, atât bărbați cât și femei. Ai putea să mă întreb, dar care e deosebirea? Deosebirea este că femeia, prin natura ei, este intuitivă, este altfel deschisă spre vindecare, spre a lua în ea și a transforma în ea ceea ce cel care vine spre ea are de înfruntat. Noi luăm în noi, transformăm și apoi lăsăm. Dar cel care este acolo și pentru care se întâmplă totul este cel care vine. Care vine cu gândul, da, eu vreau să mă vindec, da, eu vreau să aflu asta despre mine, da, eu nu mai am nevoie de anumite programe pe care le-am avut. Și este un fel de o reîntoarcere la natură, la ceea ce este firesc și normal să se întâmple în comuniunea omului cu natura, doar că este din punctul de vedere al femeii moderne de acum. Asta e o diferență față de un șamanism practicat neauș, să zicem așa, la el acasă și femeia de acum care știe că femeia este schimbată, că în ADN-ul ei sunt aceste influențe ale străbunilor care au trecut prin războaie, poate acum 50 de ani, acum 200 de ani, acum 500 de ani, era cu tot o altă percepție mentalul colectiv, pentru că un șaman intră în mentalul colectiv, la fel cum fiecare dintre noi intrăm în mentalul colectiv. Și momentul în care are loc acea conexiune, acel ritual, acel mental colectiv se desface și tot ce are nevoie să înțeleagă cel care vine spre șaman, tot ce are nevoie să-și ia de acolo ca putere, ca dar, poate să-și ia. Șamanul îi deschide spațiul, îl călăuzește, îl îndrumă și spune, acum ești. Niciodată un șaman o să ia și o să spună ție, poftim și fă. E ca și cum îl înveți să facă ceva, nu? Fără să-l înveți pașii, ci îi dai de-a gata și dacă tu nu mai ești acolo, nu mai știi să lucrezi. Te învață, te duce. S-ar putea uneori să fie amețită sau să fie amețit după această incursiune sau să stai într-o contemplare. Să ai nevoie de mai multă apă, să ai nevoie de mai mult somn, pentru că acel spațiu din corpul nostru, pentru că totul este în corpul nostru, tot ce vede șamanul, tot ce deschide șamanul, la nivel al lumilor interioare, sunt în noi. Și de asta e nevoie acea odihnă, acea integrare de după, pe care mulți nu o fac și se duc la alte cursuri și se duc la alte terapii, nu-și dau voie
să integreze ce au lucrat. Nu-și dau voie să integreze ce au lăsat să plece sau să întorc tot spre, am mai discutat noi, se întorc tot spre umbra copacului în loc să se uite la copac. E alegerea fiecăruia dacă ne uităm la umbra copacului sau la copac. Există amândouă. Dar alegem spre care ne uităm. Aș vrea să îți expun, să lansez o idee. Okay. O idee care mi-a venit în minte în timp ce te ascultam și pe care mi-aș dori să o dezvolți, făcând într-adevăr o paralelă metaforică, să spunem. Ne folosim, bineînțeles, de metafore și ne folosim de figuri, de stil pentru a exemplifica ceea ce ne dorim noi legat de ceea ce înseamnă femeia în general și ceea ce înseamnă femeia șaman. Și mă gândeam, mi-a venit în minte arhetipul mamei, da. Mama care își vindecă copilul, da? Nu știu, a căzut, s-a lovit, s-a zgâriat, îl doare ceva, îl mângâie, energia mâinii mamei, da? Deci mama este cea care vindecă durerea copilului. Că vorbim de o durere fizică sau că vorbim de o durere sufletească. Și apoi fac paralelă sau fac așa o mică punte între felul în care privim mama și care are grijă de copil și cum privim mama natură. Cea care are grijă de noi, de noi toți. Și cumva am făcut această legătură, da? Mama natură ca este cea care ne vindecă și este și ea însăși un arhetip. Este un arhetip și este, am putea numi, cea mai puternică mamă cu care noi venim în contact. Și într-adevăr, mama, ca mamă biologică, prin dragostea pe care o are față de puiul ei, prin acea putere interioară care se transmite prin mâini, pentru că inima este centrul sufletului nostru, iar mâinile noastre sunt prelungirea inimii. Și în momentul când atinge și ea vine cu acea voce blândă, vindecătoare, pe care o au absolut toți oamenii și bărbații au când se apropie de ființa iubită care e rănită, de copilul bolnav, nu o să strige, are o altă voce, e vocea vindecătoare. Iar femeile o au, să spunem așa, este benefică, este, nu numai benefică, este la purtător, este acolo mereu și izvorăște din pântec. Și mama, în momentul în care vindecă copilul, chiar dacă ea nu este conștientă că ea vine în spate cu toată generația ei de străbune care vindecă, acolo sunt. Dacă ar fi să vedem într-un ecran în care se pot observa energiile cu care vine mama când își vindecă copilul cu toate străbunele vindecătoare în spate, sunt acolo cu ea. Și dacă ea este conștientă de asta, este cu atât mai frumoasă acea vindecare, cu atât mai puternică și mai blândă. Pentru că știe exact unde să pună mâna, știe exact ce are de făcut, știe exact la ce om are nevoie să se ducă să-l ajute pe copil sau pe iubitul ei bolnav sau pe cineva drag ei. Iar mama natură este la fel. Mama natură este, cum am spus, cea mai mare mamă cu care noi venim în contact, pentru că ea iubește toți copiii. Este o diferență, ea iubește absolut toți copiii necondiționat. Plante, animale, oameni. Deci pe toți. Ea este cea care atunci când un oraș moare și de multe ori mă gândesc la Cernobâl, acolo natura a invadat. A reușit să intre, a trecut de toate zidurile acelea căzute, de toate radiațiile care au distrus tot, ea s-a renăscut. Și ce s-a întâmplat cu noi când am stat în pandemie? Printre dale a ieșit iarba. Cumva natura și-a intrat în dreptul și-a dat voie să nu mai fie oprită, să extindă. Delfinii, dar cu respect. Delfinii au ajuns pe canalele din Veneția. Oh. Da, e o știre pe care am aflat-o anul trecut. Căprioare, vulpi și alte animale din pădure
au ieșit cumva din... Adevărul este că noi le-am invadat spațiul, exact, construind habitatul, atâtea case. habitatul, Le-am da. invadat habitatul, da. Nu ei nouă, ci invers. Și dacă îți amintești filmul Avatar, cum erau într-o comuniune cu natura, deși omorau animalul, înainte îi mulțumeau pentru sacrificiul pe care îl aduceau mai de mult în istoria noastră omenirii, cam așa făceau. Și asta nu înseamnă că erau mai înapoiați, mai reduși în gândire sau în comportament, ci pur și simplu erau conștienți că ceea ce mănâncă este o binecuvântare. Nu mănânci crescut, pui mult, de pui aceea crescut mult la abator în niște condiții pe care pe urmă ne hrănim cu ei, nefiind conștienți, nemulțumind, pentru că animalul acela se sacrifică. Este sacrificat pentru noi. Plantele acelea sunt la fel. Ai luat dintr-un copac, îi mulțumești. Mi s-a întâmplat odată să am o tabără de sânziene și să mergem cu femeile să culegem flori. Întotdeauna când se culeg flori sau când intri într-un munte, mergi pe un deal nou, n-ai mai fost, ceri voie spiritului acelui loc să intri. Asta este o taină și o practică șamanică, să ceri voie ființelor, pentru că totul este ființă și piatra, cei voie râului, iei pietre de acolo, pentru că pentru el acele pietre sunt sacre. Nu le ieși și le duci, le muți dintr-o altă parte. Ei, în acea tabără, când m-am dus cu femeile să culegem flori, am pus intenția, în general, să ni se dea voie pe acel câmp să culegem florile de sânziene și alte flori. Am venit acasă, am avut o pauză până ele își construiau și pleteau coronița și am avut un vis în care am simțit durerea florilor. Până atunci nu am fost conștientă de faptul că pentru fiecare floare aveam de mulțumit. Și a fost pentru mine așa o zguduire. Una e să știi la nivel teoretic și alta e să te confrunzi, iar visul era cât se poate de real. Din acel moment am știut că pentru fiecare floare pe care o rup, pentru fiecare fruct care îl iau din copac, să mulțumesc. Este un elemental, un spirit al acelei plante care este drag să se sacrifice pentru om, dar în același timp știi, eu îți ofer și tu mulțumești. Este un respect reciproc. Asta am învățat. După care am început să citesc foarte multe articole, se găsesc legat de această conexiune care există între plante în pădurile noastre seculare, de pe pământ, cu marmorii, se ajută unii pe alții ca să poată să trăiască în continuare, chiar dacă este doborât la pământ și totuși vezi că trăiesc. Și este o mare diferență între arborii seculari și arborii plantați. Un arbore secular nu poate fi înlocuit cu copacii plantați. Ei vor deveni acei arbori seculari peste secole, peste sute de ani. Până atunci sunt doar niște novici care învață. Lumea asta a plantelor am descoperit-o în jungla amazoniană și m-a făcut, din păcate, nu în România, asta e din păcate în sensul că nu m-a învățat nimeni aici cum e să te apropii de plante, aici am învățat în acel vis și mi-a plăcut foarte mult și înțeleg mult mai mult ceea ce șamanii spun, că totul este viață în jurul nostru, rămâne doar să simți asta, să trăiești asta. Viața se schimbă când devenim conștienți. Dragii noștri, o discuție extrem de interesantă. Am vorbit astăzi despre arhetipul mamei, mama natură, și de asemenea despre ce înseamnă cu adevărat femeia, și am făcut o incursiune în istoria umanității legat de primul șaman, iată femeia șaman, pornind de la o carte superbă, este vorba despre Femeia șaman, istorie, mitologie și șamanism modern, a profesorului Octavian Simu, o carte publicată în colecția Șamanism, pe care o puteți găsi pe site-ul editurii Herald în cadrul campaniei De vorbă cu femeia din tine.
a fost astăzi alături de noi și îi mulțumim cu recunoștință, Olimpia Mioara Mireștean, practicant șamanism și inițiatoarea unor ateliere Cercuri de Feminitate. Dragii noștri, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere, numai bine! La revedere!